Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, emisiune de promovare, de dezbatere electorală, stimați prieteni. Vă spun și în această seară, același Marius Mitache, alături de colegii mei din regia tehnică, în această seară, sub genericul Bătălia pentru alegerile locale, vom discuta despre proiectele europene pentru municipiul Târgoviște. Ce s-a făcut și ce urmează să facă viitoarea administrație publică locală, stimați prieteni, pentru că știți și dumneavoastră, accesarea fondurilor europene este o bună oportunitate pentru dezvoltarea comunităților locale și din acest punct de vedere și administrația publică locală și cea care a fost, care este și care va fi, suntem convinși și este preocupată să acceseze fondurile europene. Dați-mi voie să vă prezint invitații, stimați prieteni, cu precizarea că Partidul Național Liberal n-a catadixit să trimită niciun reprezentant, probabil că din lista aia lungă de candidați din partea PNL-ului nu se găsește nimeni care să se priceapă la fondurile europene. Am înțeles că acum sunt preocupați să creeze locuri de muncă în Târgoviște. Au fost, s-au aflat la conducerea municipiului Târgoviște, dar nu e treaba primarului să creeze locuri de muncă. Cel mult să facă lobby. Primarul are alte activități. În sfârșit, asta e, am făcut o paranteză, dar mă mâhnește, stimați prieteni, că reprezentanții Partidului Național Liberal sau conducerea PNL-ului nu a dorit să fie prezentă, cu toate că PNL-ul a făcut o cerere către postul nostru de televiziune, Columna TV, post de televiziune regional. Noi suntem singurul post de televiziune din județ care am depus o cerere la CNR că ne implicăm în campania electorală, tocmai ca electoratul să știe exact, pentru ca electoratul să știe exact cu cine va vota la alegerile locale din data de 5 iunie, dar din păcate nici până la ora asta PNL-ul nu trimite reprezentanți. Probabil că domniile lor se bazează pe ceva, că electoratul știe foarte bine că trebuie să voteze cu cine ar trebui să voteze, în sfârșit, dar rămâne să ne și convingă, nu-i așa? Dați-mi voie să vă prezint invitații și cărora le mulțumesc pentru prezență. În primul rând, Partidul Social Democrat este prezent prin domnul Cătălin Rădulescu, domnul ăsta este vicepreședinte PSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița și directorul de campanie la nivelul municipiului Târgoviște, coordonatorul de campanie electorală al PSD Târgoviște, dar și candidatul PSD-ului pentru Consiliul Local Municipal Târgoviște. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și invitațiile noastre și vă mulțumesc de invitație. Lângă domnia sa este prezent domnul Dumitru Barbu, fost viceprimar al municipiului Târgoviște, președinte ALDE Târgoviște și candidatul ALDE pentru funcția de primar al municipiului Târgoviște. Bună seara, bine ați venit, domnule președinte. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Și nu în ultimul rând este prezent și domnul Adrian Enache, domnia sa este secretarul general UNEPR Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Vă mulțumesc pentru invitația acordată. Începem cu Partidul Social Democrat. Ce s-a făcut din acest punct de vedere al accesării fondurilor europene? Pentru că anul 2015, dar și prima parte 2016, sunt perioade foarte bune din acest punct de vedere. Ce va fi în continuare? Vă rog. Bună seara. Păi, în primul rând, am fost acuzați că s-au terminat proiectele începute de administrația liberală în perioada 2008-2012 și până în 2014. Dar toți au spus că meritul PSD-ului e că taie panglici. Vreau să spun că aceste proiecte, dacă nu erau terminate, erau un haos total în Târgoviște. Am tot auzit fel de fel de acuze că nu se știe de la primăria Târgoviște decât să inaugureze lucrurile bune începute de PNL. În 2008, domnul Barbu știe, administrația PSD a lăsat niște blocuri începute ca și locuințe. Dacă tot nu are niciun merit cel care le termină. N-au fost în stare să termine blocurile începute în perioada 2004-2008, blocuri de locuințe și acum vin și ne dau lecții și spun că, domnule, noi o să facem locuințe. Au avut la începutul anului 2008 structuri de blocuri întregi, vreo 150 de apartamente în zona Sagricom, care n-au fost în stare să le termine. Cele două piduri care s-a vorbit atâta pe ele, știm toți cum arătau, în ce situație era orașul în perioada 2013-2014. Baza de agrement. În 2013, complexul turistic de natație, îmi cer scuze. În 2013 s-a terminat finanțarea. Colegii noștri care acum dau lecții de moralitate n-au fost în stare în anul 2014, tot anul 2014, ce e un contract de finanțare. Să terminase finanțarea cu CECU, contractul cu CECU pentru partea de cofinanțare a primăriei și un an de zile nu au reușit să încheie un contract de finanțare cu o nouă bancă ca să putem termina proiectul. A trebuit să vină în 2015 să ne concentrăm mai mult asupra acestei probleme și Cristi Stan, prin
cu ajutorul Consiliului Local, cu majoritatea din Consiliul Local, să reușim să aprobăm o astfel de hotărâre de Consiliu și să încheie un nou contract de finanțare, care, cu ajutorul Dumnezeu, acum va fi gata. Centura Târgoviște, un proiect început din 2010, care trebuie să termine în 2012. E ușor să începi, dar trebuie să și termini. Oricine poate să înceapă, dar trebuie să termine. Nu s-a reușit din diferite motive. Tot timpul au fost cauze care au ucis acest proiect. În 2012, unitatea de implementare a proiectului făcea periodic adrese către administrația locală de atunci să rezilieze contractul. Un an de zile nu s-a reziliat contractul, după care a început o nouă procedură de achiziție. Constructorii care au venit nu au fost serioși, au intrat în insolvență. Am ajuns la momentul acesta, acum un an, a începutul anului acesta, în care s-a terminat finanțarea din fonduri europene. Aveam două șanse atunci. Ori facem împrumut ca și administrație locală și terminăm proiectul, ori dăm bani înapoi care ne-a dat Uniunea Europeană, 230 de miliarde. Nu, dar ce s-ar fi întâmplat, să înțeleagă și telespectatorii, ce s-ar fi întâmplat dacă aceste proiecte nu ar fi fost finalizate, nu s-ar fi implementat? Trebuiau să dăm sute de milioane de euro, trebuia să dă Comitatea Târgoviștean, trebuia să dea bani înapoi. Numai pentru centura Târgoviștei trebuia să dăm înapoi 230 de miliarde. 230 de miliarde numai pentru un singur proiect? Numai pentru proiectul de centură, care... Acum, dacă nu reușeam să demarăm împrumutul pentru finalizarea proiectului, trebuia să dăm bani înapoi. Nu, dar câți bani au fost accesați fonduri europene numai anul trecut? Câți bani ați accesat? Peste 100 de miliarde. Peste 100 de miliarde sau acum în trecut. Sau să fiu mai exact în procente, 50% s-au accesat în anul 2015 față de toată perioada 2010-2015. Adică anul trecut 50% față de toată perioada, da. 2010-2015. În 2009 au început reabilitarea blocurilor în municipiul Târgoviște. 65 de scări de bloc, a fost proiectul de 65 de scări de bloc pentru reabilitare. Vreau să vă spun că până în 2015 erau reabilitate decât 14. Acum, la ora actuală, mai sunt de reabilitat 11 scări de bloc. În 2015 s-au terminat, că au fost începute multe scări de bloc pentru reabilitări, dar neterminate, s-au găsit nereguli la privire la implementarea proiectului, la construcție, nu erau corespunzătoare. Stați un pic, asta nu era pe fonduri europene, reabilitarea termică a blocurilor. Tot un proiect pe fonduri guvernamentale, tot un proiect cu bani, bani în totalitate de la guvernamentale. Da. Noi vorbim acum de proiecte europene. Haideți să ne raportăm la subiectul ales în această seară. Vorba de cele patru mari proiecte, cu centrul turistic de natație, cele două piduri și șoseaua de centură, care aveau un risc de neimplementare maxim, dacă nu s-ar fi finalizat. Bine, că șoseaua de centură nici acum nu e gata. Era prăbușit proiectul ăsta și trebuia să dăm banii înapoi către Comisia Europeană sute de miliarde. Da. Bun, domnul Dumitru Barbu, vă rog, proiectele europene. Alde, cum vede eu, această problemă? Bineînțeles că doar fac o apreciere asupra ceea ce s-a spus. Vreau să spun că nu trebuie căinați nici cei de la Liberal, că n-au făcut în timpul mandatelor, nu trebuie să victimizeze nici PSD-ul pentru că sunt acuzați de faptul că n-au finalizat în totalitate lucrurile, pentru corect, că eu vreau... Să nu mai vorbim de PNL, că nu sunt... Am înțeles, eu vreau să vă spun doar atât, că și PNL-ul atunci când a venit la guvernare, prin domnul primar Boriga, a găsit niște proiecte făcute de administrația Furcoiu și de subsemnatul, și aici vorbim de cele trei mari proiecte. Eu am venit pregătit cu ce studii de fezabilitate am lăsat când am plecat de la Consiliul Local în 2008. Și vorbim aici de reabilitarea și modernizarea drumului de centură. Avem un draft cu care am mers la Bruxelles și pe care l-am depus și acolo. Avem regenerarea urbană și îmbunătățirea infrastructurii serviciilor în cartierele care s-au făcut pe PIDU A, PIDU B. Și bineînțeles că avem multe proiecte, dar din astea trei proiecte și centrul de natație a fost studiat încă de atunci în faza de studiu de fezabilitate. Deci, marea problemă de prefezabilitate și fezabilitate unele.
Eu am avut onoarea la șoseaua de centură în 2010 când s-a semnat contractul, având în vedere că venea proiectul din în momentul când noi eram în administrație, am fost invitați. Dar vreau să spun că nu asta e problema. Problema este și mă bucur că marea parte a proiectelor au fost duse mai departe de cele două administrații foarte bine, pentru că ăsta este rolul administrației și a unor primari puși în funcție în anumite perioade, dar problema pe care eu o resimt și din perspectiva viitorului Consiliului Local sunt două probleme mari. Unu, nu există la ora asta proiecte în faza de depunere odată cu începerea depunerii pe POR din 16 mai, când se deschid primele axe până spre sfârșitul anului, decât câteva, le știu, și o să mi se aduc aici aminte de termoizolarea blocurilor, că există o sumă de 1. Deci nu există proiecte în curs de finalizare, astfel încât la demararea axelor, care sunt într-o întârziere mare, în avantajul Consiliului Local, care nu este pregătit actual, și de asemenea găsesc de cuvință să spun că marile proiecte nefinalizate vor aduce mari prejudicii bugetului, pentru că împrumuturile pe care le-a făcut Consiliul Local vor atârna foarte greu în economia bugetului viitor, pentru că, să mă scuzați, nu plătim penalități de 200 de miliarde pentru centură nefinalizată. Am făcut un împrumut pe care trebuie să-l dăm înapoi pentru finalizarea acestor lucrări, la fel și la bazinul de natație, la centrul de natație și așa mai departe. Deci sunt penalități care, dacă nu mă crede cineva acum, în 30 iunie, veți vedea cum ne vom lamenta că avem de plătit foarte mulți bani ca și amendă pentru nefinalizarea acestor lucrări. Astea două lucruri sunt foarte importante. Pe fondurile europene nu suntem pregătiți pentru a ataca sumele enorme pentru autoritățile publice locale, inclusiv pentru Primăria Târgoviște, de a finaliza lucrările mari de care trebuie să ne ocupăm. Domnul președinte, eu am aflat cu surprindere, domnule, incredibil, în anul de grație 2016, Primăria Târgoviște nu avea un departament specializat pentru accesarea, pentru întocmirea proiectelor, pentru finalizarea lor, pentru promovarea proiectelor și pentru accesarea fondurilor europene. Incredibil așa ceva. De-abia acum s-a înființat acest departament. Da, asta este de felicitat. Aici vreau să spun, este de felicitat și eu am în gând, în condițiile în care voi face parte din Consiliul Local, dacă, pentru că fără un departament, fără o structură foarte bine organizată, vreau să vă spun că la nivelul Consiliului Local sunt specialiști de marcă în desfășurarea programelor pe fonduri europene. Problema este lipsa proiectelor. Pentru că nu ei sunt de vină pentru nefinalizarea sau nelucrarea unor proiecte, ci constructorii care au fost selectați destul de prost. Constructorii au câștigat licitația, dacă nu știu. Am înțeles, dar nu comentez. Nu comentez. No comment. Trecem la Uniunea Națională pentru Progresul României. Cum vedeți dumneavoastră acest domeniu, accesarea fondurilor europene, proiecte europene pentru Comunitatea Târgovișteană? Vă rog. Domnilor, această perioadă ne-a prins total nepregătiți în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Din câte am înțeles, majoritatea orașelor mari din România au deja pregătite zeci, poate sute de proiecte care să fie lansate în momentul accesării fondurilor europene, în timp ce acestea vor fi demarate. La momentul de față, în ultimii 4 ani, din câte cunosc, un singur proiect european a fost scris de actuala administrație, acela al agriculturii, din câte știu eu. Restul numai corecții financiare. În 4 ani de zile au fost 320 de miliarde. Să-ți numi, vorbim al agriculturii? Pe ce? Vorbim de administrația târgovișteană, administrația publică locală. Ce proiect agricultură are
primăria municipiului. Județul Dâmbovița. Mă refer la județul Târgoviște. Haideți să ne raportăm la Târgoviște. Vorbim de Târgoviște. Nu un proiect de agricultură. Pentru Târgoviște, într-adevăr, au fost demarate câteva proiecte foarte bune, dar cu o vechime de 7-8 ani, care s-au prelungit în timp. La fel au fost niște corecții financiare destul de mari, administrate actualei conduceri a municipiului. Stați un pic, domnul secretar general, nu au apărut ghidurile de finanțare. Știți că până în 2016, acum, de-abia acum au apărut 4 ghiduri de finanțare pe axe prioritare, de-abia acum au apărut în condițiile în care, din câte am înțeles anul trecut, guvernul Ponta când plecase, erau pregătite 7 axe de finanțare pe proiecte europene. Iar actualul cabinet condus de cabinet tehnocrat condus de Dacian Cioloș n-a fost în stare prin Ministerul Dezvoltării și Ministerul Fondurilor Europene să pregătească ghidurile astea de finanțare. Într-adevăr, dar nu ne împiedică cu nimic să avem, proiectele pregătite, să avem proiectele pregătite, ca la momentul lansării axelor, noi deja să depunem proiectele. În partea a doua a emisiunii o să vorbim și de cât de mult suntem noi, cât de bine suntem pregătiți, administrația publică locală, să accesăm aceste proiecte europene. Am înțeles că sunt pregătite deja, oricum o să discutăm în partea a doua a emisiunii, dar domnul secretar general, haideți să vorbim de astea patru proiecte mari care trei au fost, sunt aproape finalizate, cele două piduri, centrul turistic de natație și șoseaua de centură. Da, de exemplu, pe strada Vlad Țepeș, cu stupoare am trecut aseară pe acolo și este decopertată aproape toată strada. Domnul Rădulescu, vă rog, strada Vlad Țepeș, ce știți? Da, face parte din pidul B. Recepția nu s-a făcut la cele două piduri. Din luna, cred că e pentru prima dată, înțeles, când o administrație... Cine suportă cheltuiala? Constructorul, din luna, de când s-a terminat contractul, luna decembrie, toate lucrările care s-au demarat pe raza municipiului Târgoviște pe cele două piduri sunt suportate numai de către constructor până la recepția finală a lucrării. Și clauza asta am înțeles că a fost inclusă în luna octombrie 2015 de către vorbit de unitatea de implementare a proiectelor. Pentru prima dată când s-a constituit la nivelul municipiului Târgoviște un birou, un serviciu care se ocupă, o direcție care se ocupă numai de implementare de proiecte europene. N-a existat. Erau prășteați peste tot, în direcția economică, direcția tehnică, direcția de urbanism. Acum există o direcție specifică care se ocupă numai de proiecte europene. Eu trebuie să spun totuși că la întâlnirea cu cetățenii din ultimul timp am găsit pe PIDU A și B multe inadvertențe ale atât ale proiectării cât și ale constructorului. Și nu vă ascund că asta se întâmplă în micro 6, se întâmplă în micro 11, da. Ceea ce a dus la prerecepție sau la recepția la terminarea lucrărilor să anexa 2, care este un act subservent procesului verbal, să fie cu foarte multe puncte de refacere. Aceste refaceri de lucrări, sigur că se fac pe banii constructorului, fără să afecteze bugetul, dar sunt lucrări de proastă calitate și aici, sigur, este de văzut și atât constructorul, care știu că are probleme încă, dar și diriginții de șantier care au avut, au fost foarte, foarte ușor de manevrat, de manevrat în sensul de a recepționa lucrări foarte bune. De aceea mai sunt multe de făcut și eu nu cred, iarăși îmi exprim regret că până la 30 iunie nu vor fi finalizate nici lucrările pe PIDU A, PIDU B, iar și aș dori să nu fim afectați în niciun fel pe bugetul Consiliului Local viitor. Dea Dumnezeu să fie așa, dar eu care am un pic de experiență în dezvoltarea unor proiecte și mai ales spre finalizarea lor, ce se întâmplă. Să nu uităm că eu am fost manager de proiect și am salvat proiectul de la Podloci 3 ani de zile. Domnul Bar. Spuneți, domnul Rădălescu. Știți, în primul rând, cu PIDU A și PIDU B, știți foarte bine că în faza asta sunt numai lucrări de remediat. Nu mai sunt lucrări de făcut. Și la recepție nu s-au făcut recepția la lucrurile acelea pentru că nu au corespuns calitativ. De-aia, constructorul reface lucrurile respective. Una la altă rămână. N-avem de ce să fim
să nu avem de ce să primim penalități pe cele două piduri. Nu avem de ce, pentru că lucrurile sunt, se fac ultimele retușuri, ultimele remedieri, că s-a decopertat. Păi mai bine să decoperteze acum când încă răspunde constructorul decât să-i facă recepția forțat și după aceea pe banii administrației să facă lucrarea din nou. Dumneavoastră veniți din 30 iunie, 30 iunie înseamnă o lună și jumătate. Și sunt lucrări de multe miliarde. Vor fi făcute. Baza reglementului la fel. Sunt lucrări de miliarde? Păi am înțeles că 97-98%. Nu există lucrare în derulare acum pe cele două piduri pe banii primăriei sau ai fondurilor europene. Toate lucrurile care se fac, se fac pe banii constructorului. Eu vorbesc de volumul lucrărilor, nu de suma care, sigur că o suportă constructorul. Constructorul remedieri. Suportă tot costurile acestor remedieri. Cu privire la proiecte europene, păi, direcția asta de proiecte europene și dumneavoastră știți că aveți cunoștințe pe acolo, de 6 luni de când s-a înființat, numai pe așa ceva lucrează. Numai nimic, sunt degrevați de orice altă sarcină. Stați un pic, vorbim în partea a doua, ce pregătește direcția asta nouă înființată, specializată pe accesarea fondurilor europene. Dar ați văzut ce spune UNPR-ul, că aceste proiecte nu sunt făcute din punct de vedere calitativ. De exemplu, cine mai în foarte stat, multe locuri în Târgoviște, canalizarea refulează și noi parcă suntem o mică Veneție după o ploaie de 10 minute. Păi, bine. Aici, iarăși, lucrările sunt făcute în zona pidurilor, A și B, în zona pidurilor. În zona pidurilor, da. Și vina administrației că sunt momente, că vă aduceți aminte ce era managerul de proiect trebuia să urmărească lucrările făcute de constructor. Nu, dirigintele șantierului urmărește lucrările. Dirigintele de șantier la fel, Greșesc ceva. Managerul de proiect. Legislația în România e așa de proastă încât tu ca beneficiar nu poți să-ți angajezi tu dirigintele șantier care să fie motivat de tine să-ți urmărească lucrarea. Dirigintele de șantier e chiar reprezentantul autorității în hârtii. Și doar în hârtii. De ce n-a schimbat dirigenții de șantier? Pentru că nu știu, dar se pot rezilia contracte în condițiile în care ei nu își fac treaba, dar aici autoritatea locală nu a fost exigentă în legătură cu acest aspect, pentru că eu vă spun, vorbim de refaceri de lucrări mici sau dar sunt în zona parcărilor pante și contrapante care fac ca apa pluvială să nu fie preluată de gaigărele care sunt și rețeaua de canalizare pluvială, astfel încât apa stagnează, într-adevăr, pentru că acolo este o greșeală de turnare a covorului asfaltic, care este turnat fără a se da panta spre acest... Deci sunt lucruri peste care poți trece, dar pentru un cetățean care locuiește, sunt aspecte remediabile, sigur că nu. Aminte ce s-a întâmplat înainte la podul de la pasajul la Romlux. S-a remediat acolo, nu mai există picături de apă, nu știți că nu se putea trece, s-o colea pe la oțelărie ca să poți să ieși din oraș. Să treci în not, s-a remediat pasajul Romlux în totalitate, cu pompe care captează debitul de apă și îl trimit. E în regulă, o să luăm un scurt moment de publicitate, o foarte interesantă dezbatere, stimați prieteni, trei reprezentanți ai forțelor politice angrenate în procesul electoral în perspectiva alegerilor locale din data de 5 iunie, vorbind despre proiectele europene, o bună oportunitate pentru toate administrațiile publice locale să se dezvolte. O să aflăm cât de pregătită va fi administrația publică locală viitoare pentru a accesa aceste proiecte europene. În partea a doua a emisiunii publicitate, vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră, oameni buni, aici la Riposta, numai la Colmena TV. Publicitate. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine, inteligent și sigur. Noi suntem Johnson Controls, acum Edient Automotive, lider mondial în confecții auto. Angajăm urgent confecționeri și muncitori necalificați în textile. Câștigi până la 2.383 de lei pe lună și tichete de masă pentru fiecare zi lucrată. Au mai rămas doar 100 de locuri. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit.
Vino și tu în echipa Johnson Controls. Acum, Edient Automotive. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Siguranța ta contează! Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța! Star System Security. SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște, de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, Stihl și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății, numărul 7, sau la telefon 0766 430 639. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau leduri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Atelierul de jurnalism și Columna TV te invită să descoperi fascinanta lume a televiziunii. Dacă visul tău e să urmezi o carieră în televiziune, începutul este aici. Vei descoperi, alături de jurnaliști cu experiență, tainele profesiilor de prezentator TV, reporter, cameraman, editor imagine și producător. Taxa aferentă unui modul este de 750 de lei, plătibili în 3 rate lunare, iar durata unui modul este de 3 luni. Înscrieri la telefon 0730 0833507. Da, am revenit, stimați prieteni, în direct în fața dumneavoastră. Noi continuăm dezbaterea electorală aici la Riposta, alături de trei reprezentanți ai formațiunii politice angrenate în procesul electoral, în campania electorală pentru alegerile locale din data de 5 iunie, vorbind pe marginea proiectelor europene derulate la nivelul
comunității târgoviștene, ce se întâmplă cu șoseaua de centură? Că vă acuză opoziția că dumneavoastră nu sunteți în stare să finalizați șoseaua de centură. Domnul Cătălin Iorghescu. Păi tocmai asta vreau să vă zic. Acum s-a făcut de către Primăria Municipiului Târgoviște plângere penală către Parchetul de Plângere Jucătăria Târgoviște cu privire la ce s-a întâmplat cu centura orașului Târgoviște. Sunt mai multe capete de acuzare. Sunt vreo 7 infracțiuni. Sunt mai multe. Deturnare de licitații publice, înșelăciune, fals în declarație, fals în scrisul susținător privat, uz de fals, tentativă de obținere ilegală de fonduri, constituire de grup infracțional, infracțiuni care sunt anunțate aici. Și în februarie, deci asta prima plângere care s-a făcut în data de 11 decembrie 2015, iar în februarie primăria a făcut o nouă plângere către... Păi nu, e vorba de fostul constructor. De fostul constructor. Dar da, e una și pentru, și actualul, pentru constructor, actualul constructor. Cel care a câștigat, da, noua licitație. Care a câștigat noua licitație și n-a întrunit condițiile de, ca să poată să ducă la finalizarea această lucrare. Deci, mai mult data nu avea ce să facă. Constructorul participă la licitație, licitația e publică. Urmai că un singur constructor s-a prezentat la licitație. Atenție, aici... Da, și a asociat cu o firmă din Bulgaria. Cetățenii. Nu, stă... nu, important e, domnul, de ce nu s-a reziliat contractul ăla un an de zile? De ce s-a pierdut timpul atunci, 2012-2013? Păi, v-am spus, asta vor constata organele de cercetare penală, organele îndrituite pentru așa ceva. Primăria ce putea să facă? În afară de faptul să rezilieze contractul când a văzut că virgulă constructorul nu își respectă obligațiunile contractuale, când au venit acum în 2015... cei care au început centura, un singur scop au avut, să ceară avans spre decontare, avans pentru lucrare. Și primarul la momentul ăla a spus: domnule, lucrați, da, și pe baza devizelor vă fac plățile, banii i-am, pe baza devizelor fac plățile, nu vă dau niciun leu în avans. Au cerut 25 de milioane în avans și ei au venit cu un singur scop, să ia avans, atât. Nepul a achitării de sarcini s-a reziliat contractul, după care s-a făcut plângere penală împotriva lor, pentru că prin asta ne-au și prejudiciat, ne-au adus un prejudiciu, că aici în plângerea penală e trecut și prejudiciu care l-a considerat primăria la momentul ăla. 71 l-a considerat, l-a scos din dosarele. 71.707.400 lei daune interese, care primăria le solicită constructorului. Corecții financiare avem? Nu. Nu până la momentul ăsta, pentru că am dacă nu terminăm proiectul de centură pe banii noștri, vom da înapoi 230 de miliarde. Cum deci nu până la momentul ăsta. Nu avem. Deci obligatoriu trebuie să terminăm centura, să terminăm lucrarea de centură, cu toate că o să vă aduc procesul verbal al ședinței de Consiliul Local atunci când am aprobat împrumutul de 650 de milioane, colegii noștri s-au opus acestui împrumut. Acceptau să dăm banii înapoi, 230 de miliarde. Adică trebuie să dăm 230 de miliarde dacă nu finalizăm proiectul. Da, banii dăm înapoi, ce am accesat până acum. Deci ei erau de acord să dăm înapoi banii care am folosit până la momentul 2012, august 2000, când s-a oprit lucrarea de centură, decât să continuăm proiectul și să ducem la sfârșit lucrarea. Da, deci noi trebuia să dăm 200, numai pe șoseaua, pe proiectul cu șoseaua de centură, 230 de miliarde ar fi trebuit să dăm bani înapoi, incredibil. Și foarte simplu, acolo vedeți în procesul verbal cine a votat pentru și cine a votat împotriva. La fiecare ședință, domnul Barbu știe, se încheie un proces verbal cu nominal fiecare consilier local cum a votat. Bun, domnul Barbu, am aflat cu stupoare în prima parte a emisiunii că dumneavoastră sunteți creierul acestor proiecte. Nu spune creierul. Administrația, am și spus, am denumit administrația, da, din care și făceam și o parte, pentru că am fost viceprimar. Dar aceste mari proiecte au fost gândite în perioada aia și foarte bine că s-au continuat, cum vă spuneam, și că este meritul tuturor administrațiilor care s-au derulat, că au pus în aplicare. Sigur, am ajuns la finalitatea lor, dar fără a avea și bucuria de a avea proiecte finalizate în liniște, fără a avea, cum să spun, lucrări de foarte, foarte bună calitate care să reziste pe perioadă foarte lungă de timp în cartierele care s-au bucurat de PIDU A, PIDU B, și, bineînțeles, să dea Dumnezeu să, la sfârșitul perioadei 30 iunie, sigur, există acest împrumut suport, dar care va greva, asta spun eu, că
Nu avem penalități pe, și nu ni se iau bani înapoi pentru faptul că n-am finalizat lucrările, pentru că avem bani să facem din banii noștri pe un credit deschis de Consiliul Local, dar închipuiți-vă cum grevează asupra bugetului un împrumut, două împrumuturi, unul pentru centru turistic de natație și unul pentru soșteaua de centură și să dea Dumnezeu să fie numai asta. Domnul Barbu, cu tot respectul, erau necesare contractare, era necesară contractarea acestor împrumuturi, că n-aveam altă soluție. Da, domnule, dădeam banii înapoi. Sigur că Consiliul Local a făcut un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, chiar dacă s-a făcut pe ultima sută de metri și păcat că ceilalți consilieri care au votat împotriva n-au fost atât de solidar cu acest moment prin care trecea totuși Târgoviște, dacă nu pot numi aici administrația locală, ca să primești o penalizare de 230 de miliarde, este un lucru grav. Enorm. Grav. Cu privire la împrumutul pentru baza de agrement, așa a fost stipulat în contractul de finanțare. Jumătate vine contribuția administrația publică locală, jumătate au fost banii suport financiar. 50-50, așa a fost. 50-50, dar a avut și contribuție, a avut contribuție guvernamentală. 50%? Imediat vă spun, da. 25%. Problema era că contractul de împrumut pentru partea de finanțare a primăriei era valabil până în octombrie 2014. Da, până atunci trebuia finalizată și lucrarea, până în octombrie 2014. Da. Nefiind finalizată lucrarea, a expirat contractul cu banca care ne acorda împrumutul, da? Și n-au vrut să mai prelungească contractul, pentru că zic, domnule, atunci am avut niște condiții, acum ne negociem, n-ați fost serios, n-ați tras banii în perioada derulării contractului, vrem o renegociere. Tot anul, deci 2014 până în 2015, n-am fost în stare, nu s-a reușit de către administrația respectivă la momentul acela să încheie un împrumut cu o bancă să renegocieze un împrumut ca să putem finaliza lucrarea. Nu, dar aici vorbim de un mega proiect, probabil cel mai mare proiect de investiții la nivelul municipiului Târgoviște, centru turistic ăsta de natație, cu o contribuție substanțială și din partea comunității locale, dar și cu o finanțare europeană la fel de substanțială. Dar ce dificultăți ați întâmpinat în vederea finalizării? Am înțeles că pe 29 mai va fi inaugurat centrul turistic de natație. Ați întâmpinat dificultăți? Nu se știe dacă va fi incomensurabil, adică era proiectul era praf. Păi vreau să vă spun că la un moment dat au constatat că nu există canalizare pentru apa de la baza gravelului, nu există alei pietonale pentru deci noi vrem să facem un bazin de nou fără rețea de canalizare, deci care nu era racordat la rețeaua de apă. Ceva de neimaginat. Da, aici asta cred că a fost o greșeală de proiectare și cred că vina este împărțită, pentru că atunci când s-a recepționat proiectul, acest lucru trebuia, plus că mai este o chestiune foarte clară, această rețea de canalizare oricum nu era eligibilă, cădea în sarcina primăriei municipiului și trebuia gândită soluția. Deci, ca să dăm cifre exacte, 88.349.349 de lei a costat, eligibil 65.452, deci bani care îi primeam de la Uniunea Europeană, valoarea de cofinanțare 32.716.000 de lei. Deci nu a fost chiar 50-50%, dar cu împrumutul bancar pentru finalizarea lui, sigur ne vom duce aproape la 50-50. Păi toți acei bani sunt din împrumut bancar, 32 de milioane. Exact. Da, cu... Bun, domnul Ierache, vă rog. Da, eu din câte știu s-a mai accesat încă un credit de către Consiliul Județean, tot așa, pentru drumul sudului și pentru Spitalul Județean. Păi discutăm despre primăria municipiului Târgoviște. Tot pentru municipiul Târgoviște. Pentru drumul sudului, pentru municipiul Spitalul Județean Târgoviște.
16 milioane. Spitalul județean nu e al municipiului Târgoviște, domnule Ilache. Spitalul județean e al Consiliului Județean Dâmbovița. Nu, ambele proiecte cu finanțare europene. Nu, deci spitalul de pe raza municipiului Târgoviște. Spitalul se află în subordinea Consiliului Județean, nu în subordinea primăriei municipiului Târgoviște, ca consiliu local. În ultimii 4 ani, din câte știu eu, s-au făcut foarte multe împrumuturi care va împovăra. De către cine, domnule, s-a făcut de către primăria municipiului Târgoviște? Consiliul local al Târgoviște și de Consiliul Județean Dâmbovița. Hai să delimităm, nu vorbim despre, eu nu vorbesc despre Consiliul Județean, vorbesc despre primăria municipiului Târgoviște. Primăria municipiului Târgoviște, singurele împrumuturi care le-a făcut, a fost împrumutul care a avut clauză în contractul de finanțare pentru baza de natație și împrumutul acesta pentru centura municipiului Târgoviște, care a fost cum să vă spun, un caz fortuit, trebuia să-l facem, altfel ne împrumutam să dăm bani înapoi. Pentru că tot aveam să dăm 230 de miliarde. Nu, da, pentru că s-a deschis discuția, trebuie să lămurim, domnul Dumitrache. Pentru spitalul județean Târgoviște este în responsabilitatea Consiliului Județean. Lucrarea s-a derulat prin grija Consiliului Județean Dâmbovița și a fost finalizată. Sigur că a fost și acolo un credit, dar Consiliul Județean l-a luat și sunt în grafic cu plățile. Și mai trebuie spus că șoseaua de centură a fost finalizată, șoseaua drumul sudului a fost finalizat. Sigur că și acolo pentru finalizare, având în vedere sincopele care au avut loc, dar tot în responsabilitatea Consiliului Județean, nu vorbim de Târgoviște, dar sigur... Dar acestea sunt niște împrumuturi care împovărează bugetele pe viitorii ani ale Consiliului Local Târgoviște și ale Consiliului Județean Târgoviște. N-are nicio treabă Consiliul Local Târgoviște cu drumul sudului, domnule Inache. Uitați-vă pe hartă. Drumul sudului e la Titul, Braniște, Părnățelul, Băleni. N-are nicio treabă cu municipiul Târgoviște. Ulterior se vor vedea în taxele și impozitele plătite de cetățenii municipiului Târgoviște și ale județului Dâmbovița. Bine, haideți că aveți o placă pusă și după aia o țineți. Eu vă spun că n-are nicio treabă drumul sudului cu municipiul Târgoviște, dumneavoastră îmi spuneți că... Păi așa, da. Despre ce discutăm? Despre niște proiecte care păi s-au discutăm despre municipiul Târgoviște. În 2006-2008. Discutăm despre municipiul s-a Târgoviște. S-a scris vreun proiect în ultimii 4 ani? Poftim? Pentru municipiul Târgoviște. S-a scris vreun proiect în ultimii 4 ani? Păi da, ideea care e? Să scrii, nu, să ai maculatură sau să le poți termina pe cele care au început? Vedeți, acum domnul Barbu spune că astea sunt începute, de fapt, după vremea administrației Furcoiu, proiectele acestea. Alții și le-au asumat. Într-adevăr, și eu acum am aflat că sunt proiectele administrației Furcoiu. Ok, am înțeles. Bun, nu s-a scris niciun proiect. Dar la momentul ăsta, să scrie vreun proiect? Sunt proiecte scrise de către Direcția de Implementare a Proiectelor Europene. Sunt proiecte pentru că... Păi a fost înființată direcția asta. Ce înseamnă DABIA? Înființată la începutul anului 2016. Da? Nu se poate înființa în timpul anului pentru că se modifică organigrama. Organigrama. Da? Deci la sfârșitul anului 2015 s-a aprobat organigrama pentru 2016 cu înființarea Direcției de Implementare a Proiectelor Europene. Nu, dar aici trebuie să facem o precizare. Au apărut de-abia ghidurile de finanțare pe 4 axe de prioritate. Ghidurile de finanțare sunt în discuție publică de foarte mult timp. Domnul, cu tot respectul, domnul Ienache, acum au proiectele se pot scrie deja. Luna trecută studii de fezabilitate se pot face pentru viitoare proiecte. Din câte știu eu, sunt întocmite deja, sunt pregătite proiecte pentru reabilitarea termică a blocurilor, pentru transportul public local. Sunt singurele proiecte finanțate. Pentru Curtea Domnească, în colaborare cu Consiliul Județean, proiecte de modernizare. Pe 16 mars se deschide programul pentru reabilitarea termică a blocurilor. Știu că sunt scrise proiecte pe 4 milioane de euro. Deși se pot lua 5 milioane de euro și de ce nu am scris pentru 5? Știți care... Și mai avem aici o problemă, de ce aceste proiecte au fost făcute, mă rog, aducând prejudicii unor cetățeni din municipiu, în detrimentul prejudicii pentru a favoriza pe alții. Și mai e o chestiune care mă gândesc, deci proiectele... Cine a adus prejudicii cui? Proiectele întocmite au fost selectate astfel încât să aducă beneficii unor zone în detrimentul altor zone. Domnul Barbu, nu mă contrați. Știți de ce vă contrez? Cine scrie proiectul pentru reabilitarea blocurilor? Cine scrie? Asociația primăria. În ce primăria, condiții? În condițiile în care asociația de proprietari vine și încheie un acord cu primăria. Da, bine, nu încercați să mă conduceți pe dumneavoastră, pentru că eu vă spun, proiecte au fost multe, dar n-au fost bune, cu acordul asociațiilor de proprietari cofinanțate, fără a fi selectate în vederea promovării. Doi,
Păi de ce, de ce nu s-au promovat? Cum poate să se selecteze primăria, asociația aia face, aia nu face? Primăria în ordinea depunerii... Au făcut multe asociații. Nu, domnul Barbu, în ordinea dovezi, în care s-au... Da, aveți dovezi solide în treaba asta? Da. Nu s-a făcut nicio selecție, asociațiilor s-a făcut în ordinea depunerii. Toate asociațiile care au depus, care au depus cerere pentru reabilitarea termică a blocurilor au primit finanțare. Cei care nu au reușit, pentru că știți care e problema și la asociații, sunt blocuri care sunt sparte în 7-80 asociații. Fiecare scară e o asociație. Nu se înțeleg între ei scara blocului. Dacă nu vine asociația să depună documentația, primăria nu poate să ducă să-i bată la ușă fiecărui locatar să-i reabiliteze termic blocul. Nu vindeți castraveți la grădina. Păi nu, nu, nu. Dar uitați-vă eu, cum să vreau faci. Să vă spun. Cine păi dacă aveți informații, veniți cu ele. Dar cine e proprietarul, blocului? Primăria? Proprietarul blocului, cum să fie primăria? Păi și atunci cum să reabilitez eu, cum să reabiliteze primăria un bun al tău dacă tu nu vii și depui documentația la primărie eu vă spun ca că eu sunt, să vin cu cota de cofinanță? Sunt asociații care au depus. Dați-mi un exemplu și verificăm și dacă e așa. Păi dar nu, da, e ușor. Faceți o ședință și vă aduc păi în asociații Barbu, care eu, au depus blocurii. Nu, dar e ușor blocurii. Să aruncați, e ușor să aruncați așa. Eu domnule, e o asociație care a depus și n-ați vrut să-i luați, nu? Așa oricum, spuneți. Oricum, sigur înseamnă că... Înseamnă că n-au îndeplinit condiții. Sigur că... Eu sunt convins că nu era nimeni nebun asociațiile să refuze. Ar fi trebuit informate și ajutate. Au fost informate asociațiile, s-au făcut ședințe cu președinții de asociație, s-a mers în fiecare cartier, la fiecare bloc. Vă aduc dovezi în viitorul apropiat cu nominalizarea unor asociații și blocuri care au fost expuse de pe lista asta. Dumneavoastră da? Veniți, veniți cu așa ceva și mă surprinde. Deci eu umblu mult în cartierele Târgoviștei, da? Culeg date de la asociații, chiar am întâlniri cu asociații zilnice și vreau să vă spun că mi se aduc la cunoștință lucruri de genul ăsta. Și mai este o hibă, o hibă acestui proiect de reabilitare termică. Știți care e prima condiție ca asociația să depună contractul? Să depună cererea de finanțare, trebuie să aibă acordul a cel puțin 2/3 din locatari. Da? Dacă n-a depus, poate n-a avut acordul la 2/3 din locatari, asta e cu totul altceva. Că nu toți care au depus cererea de finanțare pentru reabilitare au și într-un condițiile legale. Dați-mi niște exemple. Și dacă nu întruniți condițiile legale, știți că există în baza legii actuale o cofinanțare a Consiliului Local pentru oameni care nu au posibilități, care au venit trei luni de zile sub salariu. Păi, mă scuzați. Dar domnul Barbu, dar dacă am văzut că e sărac, nu-l ajut. Păi nu, păi da, ascultați-mă, eu îl ajut, dar el trebuie să-mi dea documentele. El trebuie să vină de la asociație. El trebuie să, știți, asociația trebuie să încheie un acord cu primăria prin care e de acord ca primăria să o reprezinte pentru proiectul respectiv, să, pentru finanțarea proiectului respectiv. Nu poate să ducă primăria în casă la om să-i ceară la fiecare apartament așa ceva. Președinții de asociație dar au fost informați și eu mă mir cum ați auzit mai așa ceva cu noi pe unde am mers vin în cartiere. Concrete, dar și noi am mers pe cartiere. Și toată lumea, că au fost asociații, blocuri care și-au izolat ei personal un etaj, două, trei și n-au fost de acord ca ceilalți să facă proiectul pentru reabilitare, că a zis că, domnule, păi de ce să mai punem eu noi bani? Cred că ar fi bine să depășim acest moment, pentru păi că, nu, vă aruncat, repet, nu, dați am aruncat ceva și aduc ce dovezi nu, în viitor nu, apropiat. În momentul în care aveați ceva, trebuia să aveți și dovada, să arătați. Uite, domnule, asociația respectivă a depus cu numărul de registrare, cu tare și cu tare, solicitarea de reabilitare și primăria a refuzat-o în detriment, că a zis că, mă rog, ce motiv e? Dar dați un exemplu, care asociația proprietar numărul domnului. Vă aduc exemple. Nu există, nu. Eu încă nu am acces la datele primăriei. Unii beneficiază de aceste beneficiază de aceste date și le folosesc numai în interesul dânșilor. Am văzut că nici pe site-ul primăriei nu mai există toate datele. Acces la toate informațiile. Deci, domnul Barbu, vreau să vă pentru în calitate de consilier local, nu vă gândiți dumneavoastră, da. De ce nu puneți pe site-ul primăriei? Da, e pe site-ul primăriei proiectul ăsta cu reabilitare. Păi nu, dar de ce nu puneți toate datele? Domnule, solicitarea aia refuzată pentru că nu îndeplinea toate condițiile. Asta se transmite fiecare, nu știu care sunt. Cred că am făcut prea mare caz, problema este că acolo mai e loc. Nu, da, mai este loc. Ați făcut o acuză. Încă un milion de euro mai este loc pentru a pregăti proiecte, a le verifica și a lansa de pe 16 iunie până pe 26 octombrie, când se încheie programul, să punem aceste proiecte la bătaie și a luat cei 5 milioane de euro de care să accesăm valoare totală. Exact, asta spun și eu. Vă întreb un telespectator, domnul Rădulescu, să ne spuneți cât v-ați împrumutat pentru baza de agreement, pentru centrul turistic de la Tăți. 32.716 lei.
32 de milioane, 716 lei. Da. Și dacă nu finalizam proiectul, câți bani trebuia să dăm înapoi? Toți banii ăștia trebuie să-i dăm înapoi. Asta este împrumut de cofinanțare. De cofinanțare. De cofinanțare. Banii dădeam deci, înapoi, nu de cofinanțare. Nu, nu. Singurul lucru este că mai sunt valori în acest proiect, care, costuri suplimentare, care înseamnă documentații și lucrări care n-au fost cuprinse în proiectul inițial, de genul canalizarea și stația de depurare. Dar cel puțin banii primiți, 65 de milioane, îi dădeam înapoi. Da, 65 de milioane se dădeam banii, înapoi. 65 de milioane care a fost cofinanțare din partea guvernului, îi dădeam înapoi obligatoriu. Așa este. Bun, e regulă, foarte interesantă dezbaterea. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru prezența noastră. Vă mai aștept și cu altă ocazie, nu numai pe perioada campaniei electorale. Vă urez mult succes în campania electorală. Mulțumim, prieteni, că și dumneavoastră ați fost alături de noi și în această seară. Nu ratați știrile de la ora 20. Nu uitați motorul emisiunii, oameni buni, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-a întâmplat. Cargo, Nu pot trăi fără tine la final. Superbă piesa, normal, numai muzică bună, 100% românească aici la Riposta. Doamne ajută, la revedere!